Am fost prezenți la fiecare început de an școlar, dragii mei, la Colegiul Viaceslav Harnaș, pentru că acolo s-a înființat o clasă cu specializarea mecanic-agricol în sistem dual. Noi acum vrem să știm ce mai fac elevii, unde fac practică, dacă s-au acomodat și ce planuri de viitor au. Agricultura este un domeniu fără de care nu am exista. Marile companii și centrele de cercetare investesc mereu pentru ca fermierii să obțină cele mai bune rezultate. Însă, de multe ori, aceștia nu găsesc persoane calificate care, de exemplu, să repare sau să lucreze pe utilaje de ultimă generație. Așa s-a ajuns la necesitatea de a crea specializarea mecanic agricol în sistem dual. Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România este inițiatorul acestui proiect, iar prima generație de elevi a început studiile în toamna anului 2017. În primul rând, aș spune că au fost niște pași făcuți înainte de 2017-2018, când am început cu o clasă de învățământ profesional dual și anume pe specializarea mecanică agricol, pentru că atunci a apărut și metodologia, dar dinainte, cred că cu vreo 2-3 ani de zile, tot au fost dezbateri pe această temă de a merge și pe un învățământ profesional dual. S-au creat aceste clase, sunt deja două generații în acest moment. Cum au fost acești ani? Cum i-a simțit pe elevi? Au confirmat așteptările dumneavoastră, ale profesorilor, ale operatorilor economici? A fost foarte greu, deși cu pași mărunți, atunci când s-a demarat acest proiect, doream cel puțin o clasă sau să pornim cu un număr minim de elevi, adică cel puțin 15, deși clasa era de 28, totuși așa... M-aș spune că n-am avut așa de mari speranțe că vor veni la învățământ profesional, deși o perioadă foarte lungă învățământul profesional nu prea a mai fost tentant. Nu am fost tentant pentru că nici părinții nu mai doresc învățământ profesional, vor liceu, facultate și nu mai avem pe partea asta de meserii. Numărul elevilor înscriși la admiterea din primul an a depășit cu mult așteptările. Încântați de beneficii, bursă, cazare, masă și posibilitatea de a face practică în cadrul unei companii de renume, elevii din toată țara s-au prezentat la admitere cu intenția de a face parte din program. Astfel că, în toamna anului 2017, au pornit pe acest drum 40 de elevi, adică două clase în loc de una singură. Cu toate acestea, nu toți s-au integrat și au fost nevoiți să se transfere în alte școli. Ei au venit către școală, dar operatorii economici totuși vin cu partea financiară, cu facilități destul de mari, și anume bursă suplimentară față de cea de la stat, care este echivalentă cu cea de la stat, adică 200 de roni, cazare în căminul liceului, 3 mese asigurate, transportul la operatorii economici, care sunt costuri. De aceea și operatorul economic a avut în contractul pe care îl semnează împreună cu părintele, cu școala și operatorul economic, să nu aibă nicio absență, să aibă note peste 7 la specialitate, să aibă cel puțin 6 la celelalte discipline, și aici aceste condiții care au fost puse pentru elevi a fost un pic neașteptat și nu au fost toți pregătiți, de pentru care în anul școlar 2018-2019, cu la clasa 10-a, a rămas cu 29 de elevi. În toamna anului 2018, câți elevi s-au înscris? Susținerea au 16 copii, adevărat mai puțini, dar toți 16 au și promovat și sunt 16 în continuare. Și promovarea cum va avea loc? Există un anumit examen final la finalul celor 3 ani? Da, o să susțină un examen de certificare a competențelor profesionale de nivel 3, care este comisie formată din la propunerile și au școlare și operatorilor economici și vor susține un examen unde
vor vedea atunci, se vor vedea cu certificatul și poate să-și folosească abilitățile pe care le-au căpătat atât la școală cât și la stagiile de pregătire practică. Unul din principalele avantaje ale acestui program este practica pe care elevii o desfășoară alături de profesioniști. Numărul orelor crește cu fiecare an de studiu. Elevii deprind tot mai multe informații și încep să aplice cunoștințele. Compania NHR Agro Partners se numără printre susținătorii acestui proiect, un proiect de care întreaga industrie are nevoie. Unul dintre proiectele importante pe care le desfășurați este în colaborare cu Colegiul Viaceslav Harnaj, deja în al doilea an în care susțineți elevii de acolo, o parte dintre elevii de acolo. Cum percepeți acest proiect? E al doilea an și urmează și al treilea an. Am vorbit deja și pentru clasa, următoarea clasa nouă, vom lua 3 copii. Noi avem o istorie foarte veche cu proiectul ăsta. Împreună cu doamna Puiu ne-am dorit foarte, foarte mult să construim ceva pe partea asta de ucenicie și au început demersurile acum foarte mult timp, cred că vorbim de 10 ani poate și mai mult. Între timp am ajuns în acest moment și suntem foarte fericiți că putem să fim mândri promotori a ideii de învățământ dual în România, împreună desigur cu APIMAR și cu ceilalți colegii noștri. Considerăm că are o valoare foarte mare proiectul ăsta pentru toți cei care sunt implicați în industria de mașini agricole, dar și în agricultură în general, fiindcă educația stă la baza dezvoltării și mai ales în momentul în care discutăm din ce în ce mai mult la nivel social de întoarcerea celor care au plecat în țară, în România, cred că e un pas important să nu-i lăsăm să plece și atunci ideea e să nu-i lăsăm să plece, să le oferim aici o alternativă și credem că le oferim o alternativă absolut în regulă pentru a se dezvolta și pentru a avea atât o carieră de succes cât și o meserie, care se spunea pe vremuri că e o brățară de aur și noi considerăm în continuare că așa e. În momentul de față avem 5 elevi în clasa 9-a, 6 elevi în clasa 10-a și ne pregătim să mai luăm 3 elevi în noua clasa 9-a. Avem în gând și să mergem la Miroslava, este un alt colegiu, sperăm să reușim acolo să definitivăm tot împreună cu APIMAR și să mai luăm câțiva elevi și local. Dintre elevii care sunt deja la Viaceslav Harnaj, mulți sunt din țară, am înțeles că și dumneavoastră aveți și puncte de lucru în alte zone ale țării și unii dintre elevi fac practica acolo. Da, avem deja un elev care face practica la Carei și cineva care face practica la Roșiori. Ne-am dormit chiar mai mult, noi tot întrebăm, tot timpul încercăm să-i ghidăm în ideea de a se duce lângă punctele noastre de lucru, fiindcă acolo e cea mai mare nevoie de oameni, acolo e cea mai mare nevoie de ei și sperăm că, așa cum am zis la început, că o să devină colegii noștri. Am zis un coleg la Carei, dar cred că am avut o premoniție. Da, sperăm că ei vor rămâne cu noi, fiindcă legislația nu îți permite să ai niciun fel de pârghie prin care să poți obliga sau constrânge o persoană să rămână cu tine, chiar dacă ai investit. Ne-am asumat asta încă de la început și am fost și suntem ok cu acest lucru. Important e pentru noi să construim o bază de educație în care să cât mai mulți elevi să înțeleagă care este beneficiul învățământului dual și asta va fi bine pentru toată lumea, mai devreme sau mai târziu. Fiecare companie susține un anumit număr de elevi, astfel încât ei să aibă cele mai bune condiții. Însă, chiar dacă aceste companii acoperă anumite costuri, serviciile de care beneficiază elevii nu sunt pe măsura așteptărilor. Iar pentru a rezolva acest aspect, este nevoie de o mai bună înțelegere și colaborare din partea instituțiilor statului. Pe lângă faptul că oferim bursă, acoperim și cheltuielile de cazare și de masă și chiar aici avem anumite probleme, să zic așa, pentru că există o singură firmă care este acreditată de a oferi masa de către minister sau ok, elevii nu sunt foarte mulțumiți de această soluție, care este o soluție unică. Vă dau un exemplu al absurdității unui sistem, este că au prânzul la ora 3 și cina la ora 5. Cred că doar când îmi doresc să țin dietă am cină la ora 5, dar nici măcar atunci nu reușesc. Noi am încercat aici, pentru că
investim niște bani și am dorit să le oferim cele mai bune condiții și am încercat să discutăm cu toată lumea în așa fel încât cu adevărat să le oferim ceva, nu doar să ne prefacem că le oferim. Să fie mulțumiți, să poată învăța mai ușor, să dea randament atunci când vin la practică, să fie interesați de ceea ce colegii dumneavoastră din atelier le explică și apoi să și facă treptat lucruri. Exact, în momentul în care există astfel de probleme, nu știu, n-ai mâncat sau nu ești satisfăcut de ceva. Se creează nemulțumire. Se creează, exact, și avem discuții despre asta, în loc să avem discuții despre ce o să facem mâine, ce mai învățăm, că ăsta este, cum să spun, mediul în care noi ne-am dorit ca ei să evolueze. Într-un mediu decent, corect și atât. Mă numesc Barbu Ștefan Vlăduț și sunt din orașul Urlați, județul Prahova. Sunt elev la Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaș, pe profil de mecanic agricol. Practica o fac la NHR Agropartener Sotopeni, unde am descoperit niște oameni foarte minunați. Prefer să stau în atelier, deoarece îmi place mai mult, nu știu cum să mă exprim, fiarele. Aș vrea să mă angajez ca mecanic aici în Otopeni, la NHR Agropartners. Mă numesc Civil Cornel Alexandru, am 18 ani și am terminat clasa 10 la Liceul Tehnologic Viaceslav Harnaș. Sunt din orașul Otopeni și fac practică la NHR Agropartners. Mie îmi place să fac la piese de schimb, colete, recepții. După finalizarea studiilor, mi-ar plăcea să mă angajez aici, dacă nu s-ar putea să fac liceul, să continui la seral și după care să mă angajez. La sediul din Otopeni, elevii fac practică alături de reprezentanții companiei. Cu răbdare, responsabilul de service le explică elevilor fiecare temă. Aceștia observă, apoi aplică. Elevii de anul 2, care au făcut practică la noi, da, societate, la NHR Otopeni, deja știu să măsoare cu micrometrele atât arbori cotiți, cât și cilindrii. În momentul de față, unul dintre elevi, da, măsoară palierul de la arbore și ne spune că este 83,86. Notează Ștefan palierul numărul 7. Măsurăm și pe al doilea, adică următorul, da, numărul 6. Spunem dacă e vreo diferență între cel care îl măsoare acum și cel care l-ai măsurat? 80... Mai tare? 83,79. Deci nu seamănă. Ștefan ia micrometru pentru maneton. Câte manetoane are arborele? 6 manetoane. Arată-le. Deci sunt cele cu diametru mai mic. 6. Da? Totdeauna la arbore palierul este în linie, da, dreaptă, da, da? Manetonul este în afară. 2 cu 2 cu 2, cum ar veni, da? Cunoștințele elevilor sunt mereu verificate prin întrebări și la fiecare lucrare ei primesc tot mai multe informații. La o primă analiză, să zic așa, supapa are ceva uzură, da? Și trebuie șlefuită, da? Cred că manual o să facem. Nu necesită, adică să fie făcută pe mașini unelte. În atelier, mereu este ceva de explicat. Cu fiecare utilaj care trebuie reparat, elevii află tot mai multe lucruri noi pe care trebuie să le știe pentru a duce la bun sfârșit o lucrare. Unii dintre ei petrec mai multe ore în atelier, alții se ocupă mai mult de identificarea de piese. Mă numesc Moțan Ștefan Cosmin, sunt din comuna Pteniu, județul Giurgiu și sunt elev la liceul Tehnologic Viaceslav Harnaș, pe profilul mecanic agricol, și
fac practică la NHR Agro Partners Otopeni. Sunt pe partea de atelier, îmi place să repar motoarele. Nu este greu, este chiar ușor dacă știi să faci. După finalizarea studiilor, aș vrea să mă angajez la NHR Agro Partners Giurgiu și să continui studiile după. Am ales acest profil pentru că de mic tata lucrează în domeniu și mă luat cu el și mă învăța. Mă numesc Enache Alexandru Gabriel, sunt din orașul Otopeni, la liceul Harnaj. Fac practică la NHR Agro Partner de 2 ani și aici am văzut despre tractoare, cum se repară, mă ocup de piesele de schimb, cu scanările să le scot pe raf. Am ales acest profil pentru că s-a auzit la știri, m-a zis lumea și hai, hai să mă duc. Reprezentanții NHR sunt mulțumiți de modul în care elevii se descurcă în orele de practică și declară că și-ar dori ca ei să rămână în companie. Chiar dacă la startul acestui proiect, compania Agroconcept era la început de drum pe piața agricolă din România, reprezentanții acesteia nu au ezitat să se implice și să acorde sprijinul necesar pentru buna lui desfășurare. Ce înseamnă pentru compania Agroconcept parteneriatul cu Viaceslav Harnaș, Colegiul Tehnologii Viaceslav Harnaș și experiența pe care o aveți în fiecare vară făcând practică cu elevii aici? Pentru noi a fost o decizie foarte importantă să ne alăturăm proiectului APIMAR și să susținem învățământul dual. Este o prioritate, cu toții spunem asta în industrie, că este o prioritate să investim în învățământ și în oamenii tineri. Pentru noi a fost și un experiment, pentru că nu s-a mai făcut asta până acum și a fost și o școală, să ne dăm seama exact cum trebuie făcut un astfel de proiect, ce am făcut bine, ce nu am făcut bine și mai ales cum trebuie motivată opinia publică, să spunem, cum trebuie motivați cei care participă. Adică până la urmă noi oferim toate aceste facilități, să spunem, și suntem foarte, foarte dorniți să-i ajutăm, dar depinde totul foarte mult și de suportul pe care îl primim din partea statului în general, dar și de bunăvoința și motivația pe care o au cursanții. Știu că sunt elevi veniți din toate zonele țării, unde, bineînțeles, dumneavoastră știu că aveți și serviciuri și reprezentanțe. Este important că poate pe viitor veți avea oameni școliți de mici în fiecare zonă a țării. Asta este intenția. Noi avem 14 locații cu cea, cu cea de aici din Afumați. Scopul ăsta este, dar este un proces de durată. Ar fi extraordinar să putem să avem câte 7-8 în fiecare zonă, probabil, pentru că asta ar schimba foarte mult piața muncii din fiecare arie, dar așa cum spuneam, suntem încă la început de drum. Din punctul meu de vedere, pentru un tânăr care își dorește să lucreze în domeniul ăsta, expunerea pe partea tehnică este una cât se poate de reală. Și sunt convinsă că dacă fiecare dintre ei își manifestă dorința, intenția de a fi cât mai implicați pe zona aceasta practică, cu siguranță va exista bunăvoință și disponibilitate din partea noastră să implicăm și mai mult și să-i ajutăm și mai mult. Nu am nicio îndoială, pentru că în cele din urmă asta ne dorim să facem și nu este, pe noi nu ne interesează deloc acest proiect să existe pe hârtie. Nu avem niciun avantaj dacă acest proiect există doar pe hârtie. Nu ne dorim să bifăm, nu este un proiect de PR, de marketing, de promovare. Este un proiect foarte, foarte important de resurse umane, un proiect care ne aduce și nouă beneficii, pentru că, bineînțeles, ne aduce niște oameni pregătiți în organizație și care crește zona aceasta de oameni dispuși și capabili să lucreze într-un domeniu foarte, foarte bine plătit, foarte competitiv, de mare viitor. Cu stabilitate până la urmă. Cu stabilitate plus un domeniu în care se poate munci și regional. Nu vorbim doar de București. Și atunci vorbim despre tineri care nu mai sunt forțați să se relocheze sau să facă tot felul de sacrificii, să plece din zonele lor ca să muncească, eu știu, la București sau în altă parte. Nu, ei își pot face carieră și o carieră frumoasă acolo unde locuiesc. În prezent, la sediul companiei Agroconcept fac practică 7 elevi. Ei învață zi de zi lucruri noi și sunt tot mai interesați de ceea ce se întâmplă în atelier. Mă numesc Avaro Claudio și fac parte din acest proiect în sistem dual. Fac practică la New Holland Agroconcept,
Practica se desfășoară de la 8 la 17. Avem până pe 2 august practică. Aici facem anumite lucruri, tractoare, transmisii, ce depinde de utilaje agricole. Noi învățăm să reparăm utilaje agricole. Am ales această specializare deoarece părinții mei, ocupându-se cu agricultura, să pot să-i susțin. Am venit aici pentru a-mi repara propriile mele utilaje agricole. Am renunțat la un an de liceu. Trebuia să fiu a 11, am venit aici și deoarece mi-am dorit de mic copil să fac chestia asta, să fiu mecanic agricol. Cred cu tărie că genul ăsta de proiecte au o finalitate pozitivă. Pentru că acești copii nu doar că vor învăța să fie niște mecanici buni, niște tehnicieni buni și să devină specialiști de service, mai ales că mulți dintre ei își doresc să-și continue studiile în acest domeniu, nu doar să se limiteze la liceu, dar sunt convinsă că vor fi și niște ambasadori buni pentru școala de mecanică. Ai mei, cel puțin, sunt destul de bine ancorați în realitatea unui sistem de învățământ dual, pentru că eu, de-a lungul timpului, i-am și încurajat atunci când au făcut bine, dar n-am trecut cu vederea o absență sau o notă scăzută, iar eu am simțit în mod direct repercusiunea acțiunilor, să zicem, mai puțin plăcute. Și atunci încerc să-i determin să înțeleagă cât de serios este proiectul acesta. Că poate unii se gândesc că, uite, vă faceți reclamă. Nu e vorba doar de reclamă sau de responsabilitate socială aici, ci faptul că la final ei vor fi următoarea generație care ne va repara utilajele agricole. În atelier lucrurile sunt diferite și n-am putea să anticipăm, să facem niște etape ca într-o programă școlară. Astăzi vorbim despre motor, pe urmă vorbim despre transmisie sau pe urmă trecem, nu știu, de la electrică la hidraulică. Pentru că dinamica lucrărilor nu este în așa fel încât să putem să ne pregătim atât de în detaliu. Și ei practic trăiesc aici viața reală a unui specialist de service care face lucrul ăsta zi de zi. Termină o lucrare de dimineață cu o revizie, apoi se duce pe teren unde apare altceva, iar ei o să aibă un mare avantaj pentru că prind din mici aceste abilități și se adaptează foarte bine. Mă numesc Chigea Mărin Alexandru, sunt în Drăgășan, județul Vâlcea, am 17 ani, învăț la Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj, sunt clasa 10-a, pe mecanică agricolă. Fac practică la Agroconcern New Holland. Ce mai mult îmi place să fac, transmisia la un tractor și motorul. După ce termin liceul, vreau să continui la facultate, tot pe acest domeniu. Mă numesc Cogica Cristian, sunt din județul Telorman, comuna Pietroșani. Am 17 ani, fac practică la Agroconcept și după liceu aș vrea să fac facultate, să termin să iau atestat și să lucrez în această companie. Elevii nu fac practică doar în atelier, ci și în cadrul altor departamente, cum ar fi cel de identificare de piese, unde li se explică cum se lucrează în programele specifice. Pentru a găsi cât mai simplu și mai ușor filtrul de ulei, putem să intrăm pe motor, dăm de cursor în jos. Haideți să găsim filtrul. Se pare că pe seria asta nu dăm. Dacă nu, găsim așa. A, uite, este aici. Da? Sau dacă nu, mai simplu, putem intra pe service maintenance. Așa se zice programul. Și apoi avem aici, în ilustrația asta, absolut toate filtrele care sunt disponibile pe tractor. Și în principal trebuie să-ți arată aici unde ar să vină, vezi? Filtrul de ulei, engineer filter, aici îți dă part number-ul și spune că este valid pe tractorul T5105, tire 4 și apoi pe alte tractori disponibile. Dar noi avem aici T5105. Pentru elevii din anul 2, adică cei care deja au efectuat un stagiu de practică, așteptările sunt tot mai mari, iar reprezentanții companiei declară faptul că sunt mulțumiți de modul în care dobândesc și aplică cunoștințele. Cred că vă puneți și nădejdea cumva că vor și rămâne o parte dintre ei în companie, sau cel puțin ăsta ar fi fost scopul inițial.
Da, evident că ne dorim ca tot să fie colegii noștri și credem că ei deja acum sunt la un nivel destul de mare, se implică în ceea ce repară sau văd, nu, au trecut de etapa de observare, pentru că cel puțin cei de clasa a 10 au mai trecut printr-un stagiu de practică zi de zi anul trecut, când au avut 5 săptămâni, anul ăsta au și mai multe săptămâni în care sunt prezenți zi de zi. Ceea ce facem noi ca să-i ținem ocupați este să alternăm activitățile. Dacă se repară în același timp și o combină și un tractor, ei fac un switch de la una la alta, observă lucrarea, de multe ori pun mâna, ajută limita siguranței lor, adică niciodată nu o să expunem la ceva ceea ce i-ar pune în pericol. Și mai mult decât atât, atunci când poate în atelier nu sunt atât de multe lucrări pe cât ne-am dorit noi să fie ca să poată observa ei, discutăm cu ei, facem planuri, asistă la identificare de piese, văd cum se organizează o magazie. Asta pentru a vedea în ce măsură poate unii dintre ei vor fi foarte buni pe identificare și poate vor rămâne în zona de piese de schimb, alții vor merge mai departe și o să rămână în zona de service, pentru că se vede că și lor le place. Cred că odată ce proiectul ăsta se va termina și mesajele vor ajunge probabil în comunitățile locale și comunitățile locale vor răspunde altfel la proiectele de genul ăsta pe viitor. De ce? Pentru că dacă cei din școlile generale sunt pregătiți, dacă profesorii sunt pregătiți, dacă primarii, dacă oamenii care iau decizii sunt pregătiți și știu ce mesaje se transmită familiilor care au copii de vârstă școlară, care au înclinație spre zona asta, eu știu, care sunt, poate că deja muncesc sau, mă rog, participă la activități în fermele părinților, ale rudelor și e clar că au un viitor în zona asta, atunci comunitatea poate să facă mare lucru pentru așa ceva, pentru un proiect de genul ăsta. Bineînțeles, aici vine și statul, care trebuie să susțină prin proiecte financiar, eu știu, la nivel de legi și alte, să susțină ceea ce facem noi și ceea ce face o comunitate locală. Dar cred că miza cea mai mare e în zona asta a motivației și a-i face pe tine să vadă un viitor din o astfel de alegere. Și în cadrul companiei Ipso Agricultură, elevii fac practică în această perioadă. Acest proiect este foarte important pentru conducerea companiei, motiv pentru care, de curând, elevii au devenit ambasadorii programului de învățământ dual în cadrul Zilei Porților Deschise la Ipso Mogoșoaia. Părinții și profesorii au beneficiat de un tur ghidat chiar de elevi și au putut să înțeleagă mai bine modul în care se desfășoară activitatea în companie. Este un proiect care are o componentă majoră de implicare socială a organizației și dincolo de asta ne proiectează în viitor. Pentru că ceea ce facem noi în momentul de față este să pregătim generația viitoare de angajați. Și atunci este un proiect în care i-am implicat o întreagă echipă. Sunt foarte mulți colegi în spate care pregătesc tot ce înseamnă, de la materiale până la programele de instruire pe care ei beneficiază. Și pentru noi este până la urmă vorba despre generația viitoare și despre modul în care putem impulsiona la nivel social învățământul profesional. Am început în colaborarea cu APIMAR și parteneriat cu colegiul Viaceslav Harnaj, alături de 9 elevi. Din păcate am retras sprijinul pentru 2 dintre aceștia. Momentul de față suntem în continuare cu 7 elevi, ne gândim și avem și proiecții de viitor, da, pentru a lua o nouă clasă pe care să o formăm, iar putem spune că am pregătit un program educațional variat. Ei sunt expuși în perioada de practică intensivă atât către activitate practică exclusiv în mai multe zone, da, vorbim de un flux operațional mai vast, nu doar de ceea ce se întâmplă în atelier. Ok, atelierul este principalul loc în care se desfășoară activitatea lor de practică, însă ei au oportunitatea de a accesa de asemenea activitate practică și în zona de showroom, aici unde ne aflăm, pe partea de piese, cât și în zona de depozit, în zona de supply chain. Dincolo de această activitate practică, avem și o campanie de observare în câmp, în plină campanie de recoltare. Acum vor merge să vadă și activitatea de acolo și să vadă cum se petrec lucrurile în teren. De asemenea, avem parte de instruire teoretică în training center.
Unde deci le-a asigurat și informații mai mult decât cele se transmite la școală, pentru că știm că este o programă școlară destul de stufoasă și clar este nevoie și de alte informații suplimentare, poate strict pe anumite utilaje, au motoarele dumneavoastră? Cu siguranță am simțit nevoia să venim în completare și să susținem ceea ce fac la școală cu instructaj teoretic, tehnic, pe utilaje, cu siguranță. Dacă anul trecut au fost făcut noțiuni introductive de bază și s-au uitat foarte îndeaproape pe un model de tractor, tractorul 6R. Anul acesta vor merge un pic mai în detaliu și ne vom discuta de piese, vom discuta de funcționalitatea motorului. Colegii mei din cadrul Departamentului de Tehnic și Competențe se vor ocupa de această instruire. Pe lângă această instruire le oferim și o componentă de dezvoltare și personală prin tot felul de exerciții și workshop-uri puse la dispoziția lor, astfel încât să învețe puțin mai mult de ce înseamnă să fii într-o organizație, dincolo de partea profesională, efectiv, partea de reguli și regulamente, de ce nu, abilități de prezentare, munca în echipă. Mă numesc Paul Ionuț Gabriel și sunt elev al Colegiului Tehnologic Viaceslav Harnaș din București. Sunt din Coconi, județul Călăraș și am venit aici pentru o meserie de viitor. Practica o fac aici la Ipso Agricultură, în serviciul acestora din Mogoșoaia. Și îmi place să repar orice. Am ales acest profil din pasiune de mic copil și pentru viitor o să fie un profil bun, o meserie bună. Sper să rămân în cadrul acestei companii pe viitor, dar întâi să-mi continui studiile. Aplicațiile din atelier reprezintă momentul în care elevii află lucruri noi și le sunt testate cunoștințele. Băieți, astăzi veți învăța cum se strânge chiuloasa, procedeul de a strângere a chiuloasei. Știe careva? Aveți idee? Da. Că ați mai făcut asta. Da. Spuneți, cum se strânge? Prima oară la 90 de newton, 150, iar și apoi 90. Vrei să spui că se strânge chiuloasa în trepte, da? Da. Prima strângere la 90 de newton metru, cum ai spus, a doua la 150, după care se dă 90 de grade fiecare șurub. Știți de ce se face așa în trei trepte? De ce nu strângem de prima dată la 150? Nu. E foarte important, între chiuloasă și motor, este o garnitură de chiuloasă, se numește aceasta, și e foarte important ca să strângem această garnitură de chiuloasă uniform. Da? Dacă începem și strângem de prima dată la 90, la 150 de newtoni, colțul ăla de acolo va fi slab. Și atunci presiunea pe care apasă chiuloasa pe motor nu va fi uniformă, va fi diferită. Și de aceea se strânge în etape diferite. Da? Prima dată la 90 de Nm pentru o fixare a chiuloasei pe garnitura de chiuloasă, după care treptat până la cuplu maxim de strângere. Bun, ați pregătit dinamometrica cu la cât ai spus că e prima strângere? 90. Bun. După cum vedeți, sunt foarte multe șuruburi. Cum se strâng ele? De la jumate... În funcție de programul care ne oferă Service Advisor. Da, ordine de strângere. Într-adevăr. Se trebuie urmat pentru orice reparație care trebuie făcută, trebuie prima dată să vă uitați în Service Advisor, în programul nostru de tehnic, pentru a vedea toți pașii care trebuie făcuți. Și, într-adevăr, este și o strângere a șuruburilor. Se strâng din interior către exterior. Pe același principiu, să se uniformizeze presiunea aplicată pe garnitura de chiuloasă. Receptiv la informațiile primite, elevii au început să strângă rând pe rând șuruburile. Bun, am terminat și cu pasul 2 de strângere la 150. Ce urmează acum? Tot la 150 să îi facem verificarea din nou. Ok, hai să facem verificarea să vedem dacă s-au strâns toate la 150, să nu cumva să fi uitat unul din șuruburi. Ok, băieți,
am verificat dacă am strâns toate șuruburile la 150 de Nm. Care e următorul pas? Te strângem la unghiul de 90 de grade. La unghiul de 90 de grade. Pentru asta folosim această sculă unghiulară. Respectăm aceeași procedură de strângere de la din interior, se strâng șuruburile către exterior. Vezi să fie fixat bine, să nu se miște, găsește un loc de fixare. Ok, și acum uită-te la cât e strâns. Bun, pune-l pe 0 și acum nu mai dă înapoi. Și acum strânge până la 90. 30, 60. Încă puțin. Încă puțin. Perfect. Gata. Stop. Și așa la fiecare șurub. Vă ocupați de tot ceea ce înseamnă pregătirea elevilor în atelier. Cum a fost în primul an această provocare? Ca orice provocare, nu știam exact la ce să ne așteptăm. Cu mici dificultăți, cred că a mers destul de bine. În primul an, în al doilea an deja ne-am pregătit și mai bine și am văzut ce probleme am avut în primul an și am încercat să le rezolvăm în cel de-al doilea an. Bănuiesc că procesul de învățare este treptat, aveți un plan ce învățați la început și până la momentul de față în care elevii din cel de-al doilea an știu deja să facă anumite lucruri. Exact. Primul an s-a bazat mai mult pe partea teoretică, adică au stat foarte mult timp la școală. Au fost multe ore de clasă la școală și mai puține la practică, în atelier. Urmând ca în ultimul an o să inverseze proporția, o să fie multe ore de practică și mai puține la școală teoretică. Se pricep deja să facă anumite lucruri? După cum ați văzut, au făcut o lucrare destul de importantă, strângerea lachiloasă. Este o lucrare critică la un motor, pentru că ea depinde foarte mult funcționarea bună a motorului în timp. Numele meu este Alde Andrei, sunt din localitatea Ghirdoveni, județul Dumbovița și sunt elev al colegiului Viaceslav Harnaj în clasa 10. Fac practică în cadrul IPSO, în Mogoșoaia, și aici îmi place să învăț componente noi, să le repar, să le schimb, să curăț cheile murdare, să le pun la loc. Am ales această specializare deoarece, să zic, acum câțiva ani, s-a trezit în mine o pasiune pentru motoare și pentru agricultură. De aceea și pe viitor aș vrea să lucrez în agricultură, poate chiar să-mi fac o fermă la nivel industrial. Un proces de învățare continuă, așa am putea numi perioada de practică. În cadrul companiei IPSO, elevii au activități diverse, atât în atelier, în magazia de piese, showroom sau chiar pe câmp. Mă numesc Abdu Isam, sunt din Comuna Poiana, județul Dâmbovița. Sunt elev al Colegiului Tehnologic Viaceslav Harnaj din București. Fac practică la IPSO Agricultura. Îmi place mult ceea ce fac. Fac din pasiune. Am ales asta pentru a putea fi un mecanic bun. Am ales să vin aici pentru că IPSO mi oferă utilaje și tehnologii foarte bune. Ce-mi doresc să lucrez aici, deoarece îmi place foarte mult ceea ce fac și tot colectivul de aici este foarte bun și foarte bine specializat în acest domeniu. Își doresc să rămână în acest colectiv, cu siguranță, și noi ne dorim să avem viitori angajați din rândul lor. Chiar mesajul pe care l-am transmis de fiecare dată, le-am spus, ne-ar plăcea ca să fim colegi cu toți pe viitor, însă, pe de o parte, ține foarte mult și de modul în care ei privesc această investiție pe care IPSO o face în educația lor. Considerat încă la început de drum, proiectul susținut de APIMAR începe să devină tot mai cunoscut, iar elevii tot mai implicați. Cei care vor să învețe în sistem dual, să facă practică la marile companii de utilaje, se pot înscrie la admiterea din acest an, începând cu data de 24 iunie.